De la bobocii de clasa 0 care vor păși pentru prima dată într-o școală și până la liceenii care intră în an terminal, toți se pregătesc intens pentru începutul anului școlar. Având mai puțin de o săptămână la dispoziție, școlarii însoțiți de părinți ori bunici sau chiar singuri au început să își completeze pachetul de rechizite. Vestea bună este că anul acesta prețul caietelor, penarului, ghiozdanului, trusei geometrice și al celorlalte articole de birotică necesare unui elev au rămas la același nivel ca anul trecut. M-am pregătit pentru școală cu rechizite, adică stilou, riglă și caiete. Părinții tăi țin cont și de gusturile tale sau numai ce vor ei? Și de gusturile mele și de ce vor ei. Și ți-ai luat toate rechizitele sau urmează să-ți mai cumpere? Urmează să mai îmi iau etichete. Cum ați pregătit copiii pentru începerea noului an școlar? Cum vor îndui rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, tot ce e necesar. Vi se par prețurile mai scumpe față de anul trecut? Depinde la bani, cu cât te încadrezi. Deci te uiți și după bani, că poți să iei geantă de școală la 30 de lei și poți să ieși la 90 de lei, caiete la 1 leu și poți să ieși la 5 lei, depinde de pe... La ce anume vă uitați? La calitate sau la preț? Depinde ce-i cumpăr. Deci poți de, și e unul ieftin și ține o săptămână și se rupe și e unul puțin mai scump și dacă nu ține de el și se rupe fermoarele, tot degeaba. Deci, în primul rând, la bani. La preț. Pentru că nu îți poți permite în fiecare zi să iei... Cam ce buget ați alocat pentru cumpărarea rechizitelor? Jur de 5 milioane. Echipați cu sau fără liste, dar cu multă răbdare și însoțiți de copii, tot mai mulți părinți din Megidia aleg să cutreiere magazinele în căutarea celui mai favorabil preț. De cele mai multe ori, pretențiile celor mici nu se potrivesc cu alegerile părinților, iar din această cauză oferta este una bogată. Papetăriile s-au pregătit cu oferte pentru toate buzunarele, dar și pentru toate gusturile. Raportul calitate-preț, dar și aspectul produsului sunt principalele criterii după care se ghidează cumpărătorii din Megidia.